Salariul mediu pe economie a crescut în acest an cu puțin peste 400 de lei și a ajuns la 2704 lei. Numai că această majorare a fost înghițită de inflația de 5,4%, care se traduce în scumpirea alimentelor cu 146 de lei, dar și de majorarea indicelui ROBOR la peste 3,3%, care înseamnă în foarte multe cazuri o rată mai mare cu peste 300 de lei în mai puțin de un an. Vedem așadar că numai aceste două cheltuieli depășesc majorarea de 404 lei, ba chiar ne rămâne și un minus de 42 de lei. În medie, un român plătit cu salariul mediu pe economie de 2704 lei abia se descurcă. Cei mai mulți bani îi dă pe mâncare, 753 de lei. Aproape aceea suma ajunge la bancă pentru a plăti rata, iar facturile cu întreținerea locuinței se ridică la aproximativ 680 de lei lunar. 250 de lei se duc pe transport și tot atât pentru relaxare și dezvoltare personală. La un simplu calcul, observă că la final de lună mai rămân doar 37 de lei. Cheltuim, cred că, mai mult de jumătate din salariu pe utilități și mâncare. Cam de cât ai avea nevoie în plus pentru a trăi liniștită? Ca să fiu liniștită, cred că aș spune dublu. Dar realist, măcar 20% cred că ar fi foarte important. Ați primit vreo majorare de salariu în ultima perioadă? Nu. Inflația este acum de 2-4 ori mai mare decât orice dobândă oferită de bancă. De exemplu, dacă acum un an aveam 1000 de lei și îi depuneam într-o bancă, cel mai mare câștig era de 16 lei după un an de zile. Da? Dacă acum vreau să cumpăr un produs care atunci costa 1000 de lei, acum va costa 1050 de lei din cauza inflației și atunci trebuie să mai pun încă 34 de lei pentru a cumpăra același produs față de acum un an. Într-o situație dezastruoasă se găsesc românii plătiți cu salariul minim pe economie de 1116 lei net. Dacă luăm în calcul aceleași cheltuieli, ajungem la concluzia că aceștia rămân în fiecare lună cu o datorie de peste 1500 de lei.